Hei, salutare, dragilor! Ce faceți? Suntem la început de ianuarie, început de an. Doamne, nu știu dacă v-ați vaccinat sau nu, probabil că nu încă, dar acesta este un vaccin anti anti ce? Anti Antivânzări sau pentru vânzări? Dragilor, oricum ar fi, bine ați venit! Eu sunt Andrei Dunuță, sunt antrenor de, de vânzări și. Astăzi și în fiecare luni seară o să fiu gazda voastră. 3, 2, 1, pf, începe arta de a nu vinde. Bineînțeles, că orice emisiune care se respectă, are nevoie și de slide-uri. Și iată ce slide-uri au făcut colegii mei, cărora le mulțumesc foarte, foarte mult. Începe o emisiune pe care mi-am dorit-o foarte, foarte mult încă de anul trecut, arta de a nu vinde. Este o, filo o nouă filozofie de a face vânzări. Trebuie să vă mărturisesc că anul trecut, în plină pandemie, eu ce am ales să nu mă vai și să inovez constant. Și am patentat această nouă filozofie de a face vânzări, Arta de a nu vinde, care are șapte piloni și unul dintre ei este de la pion la campion. A fost pertare această metaforă între șah și vânzări. Dar dați-mi voie să vă spun ce se întâmplă în această emisiune. În primul rând aplicată cu DC-ul de a vă face viața mai ușoară în vânzări. Indiferent că sunteți antreprenori, că lucrați în vânzări sau urmează să lucrați în domeniul ăsta al vânzărilor sau să fiți antreprenori, sigur veți găsi cel puțin o idee relevantă în fiecare emisiune. Totodată, până la urmă, cea mai importantă idee în vânzări este de fapt că noi cu toții lucrăm în vânzări și ne vindem ideile și propriile propria noastră imagine în fiecare zi. Așa că hai să vedem ce, ce v-am pregătit. Emisiunea Arta de a nu vinde va avea în fiecare săptămână cel puțin trei rubrici. O spun cel puțin trei, întrucât o să vă explic imediat că va mai exista una în săptămânile care urmează. Prima rubrică este subiectul săptămânii. Iar în această săptămână, plus următoarele două din luna ianuarie, subiectul va fi 21 de lecții de vânzări din 2020, dragilor. 21 de lecții, câte șapte în fiecare săptămână. Astăzi este partea întâi, da? Avem șapte lecții învățate anul trecut despre și în legătură cu vânzările. A doua rubrică, Sales IQ. Da, știu că vă uitați așa la rubrică, mă uit și eu. Care este ideea acestei rubrici? În fiecare săptămână voi avea trei întrebări, o să ne jucăm, o să interacționăm. E un fel de vrei să fii milionar în și legat de vânzări. Ce se întâmplă exact? Sunt trei întrebări. Trei întrebări. Iar eu o să vă dau un cod de joc, unde puteți să vă înregistrați și să interacționăm, să-mi răspundeți și așa mai departe. Iar a treia rubrică este o rubrică foarte, foarte dragă sufletului meu. Am zis să începem așa cu pași mici, dar, siguri. intenționez să o transform într-un vlog foarte, foarte independent, dacă îmi permiteți expresia, se numește Andrei cumpără orice. Ce se întâmplă este un fel de training um, interactiv și altfel. În fiecare săptămână voi avea cel puțin un invitat sau doi care vor intra în direct și îmi vor vinde în maxim 5 minute ideea, produsul, serviciu lor. Astăzi va fi vorba despre Gabriela, Savu, care este antreprenor și are o agenție de publicitate. Practic, după această interacțiune, eu voi acorda feedback în real-time cu plusuri și cu ce este de îmbunătățit, astfel încât să învățăm cu toții. Dacă vreți să faceți parte din această rubrică, dați-mi un semn. De asemenea, hai să ne cunoaștem un pic, pentru că suntem live atât pe pagina mea personală, Andrei Dunuță, cât și pe contul meu personal. Cât și în grupul Arta de nu vinde. Tocmai de asta aș vrea să-mi scrieți în comentarii orașul din care urmăriți emisiunea și care este cea mai importantă lecție de vânzări sau de viață din 2020. Fiind la emisiunea Arta de Anul vinde, probabil că ar fi relevant să vă gândiți care este cea mai frumoasă, importantă, revelatoare lecție. De vânzări din 2020, care, bineînțeles, astăzi vă servește în anul 2021. Sunteți pregătiți? Totodată, în acest, din acest moment, aștept comentariile voastre pe, în grupul Arta de a nu vinde. Nu știu dacă. Fiind live pe, pe mai multe platforme, eu o să vă invit cu tot dragul să vă înscrieți în grupul de Facebook Arta de a Nu vinde. Hei, salutare, Oana, din București. Oamenilor nu le place să li se vândă, dar iubesc să cumpere. O salut pe Ioana, căci mi-aduc aminte de la cursul de la Pion la Campione, Am cunoscut acolo și, într-adevăr, mă bucur că ești și live în seara asta, Oana. Salutări! Ok, dragilor, oriunde ați fi, dacă vi se pare relevant ceea ce vă spun, ceea ce se întâmplă aici și vreți să fiți la curent cu tot felul de conținut educațional, grupul Arta de a vinde este pentru voi. De asemenea, ca să scăpați de, de a fi live de, de, fiecare dată, puteți să bifați în grup All Post și de fiecare dată vă apar notificările noastre. De asemenea, mă găsiți și pe pagina de business Andrei Dunuță Acolo o să pun de asemenea conținut educațional și să ne apucăm de treabă Dar nu uitați, indiferent că, intrați acum, că ați intrat acum, vă aduc aminte Lăsați-mi în comentarii de din ce și ne urmăriți, mă urmăriți și care este cea mai importantă lecție de vânzări din anul 2020. So, subiectul săptămânii vă spuneam că este intitulat 21 de lecții de vânzări din 2020. Ce am învățat noi în anul ăsta greu, dar frumos cumva și putem să aplicăm în 2021. Fiind vorba despre 21 de idei, le-am împărțit în trei emisiuni. În această emisiune o să atac primele 7, în următoarele două săptămâni, bineînțeles, celelalte 14 idei/lecții. So Zicem start joc dacă vreți Recapitulăm un pic Vă povestesc cele primele șapte lecții Iar apoi vă invit alături de mine să ne jucăm Va urma rubrica Sales IQ Unde ne vom juca ca la vrei să fii milionar Am pregătit trei întrebări de vânzări Și ne jucăm împreună să vedem ce răspunsuri îmi dați Iulia este din București, detașarea este lecția ei. Interesantă perspectiva. Cornelia Anca, oamenii cumpără rațional și justifică rațional. Din Craiova, salutări în Oltenia. Iată că ne urmăresc și Oltenii. Foarte frumos. Oltenii sunt vânzători foarte, foarte buni. Cel puțin asta îmi spune mie experiența cu oamenii din zona respectivă. Bun. Prima lecție, dragilor, ca să trecem la treabă. Cine are un de ce poate suporta orice. hai să mai citim o dată pentru că sună foarte, foarte bine și important este să vă gândiți ce vă transmite ideea asta. Cine are un de ce poate suporta orice. Să știți că în mod absolut intenționat am ales să deschid cele 21 de lecții din 2020 cu aceasta. De ce? Știu că vă întrebați de ce pentru că pandemia asta, dragilor, a avut și efecte bune. Unul dintre ele, unul dintre ele este următorul. A filtrat cumva și ne-a ne facilitat celor care avem o misiune foarte îndrăzneață, o misiune și despre și pentru ceilalți, să, un spațiu de joacă să inovăm, să suportăm, rezist. În, în, timp ce, dacă, de exemplu, ești antreprenor, în timp ce, dacă lucrezi în vânzări și nu ai un de ce puternic, pur și simplu te gândești că ai doar un job, ceea ce nu e rău, dar e important să te gândești de ce faci ceea ce faci. Întâlnesc foarte mulți oameni la traininguri care, la întrebarea asta, au zis e Bogdane, dar de ce faci ceea ce faci? De ce lucrezi în vânzări? Că puteți face atâtea lucruri. Sau de ce vinzi serviciile, produsele pe care le vinzi acum? Și am zis, bă, pentru că ies bani. Da, ok, dar banii nu sunt un răspuns. E bine, așa ce puțin toate studiile ne arată că ar fi bine să ne punem între 3 și 5 ori întrebarea de ce consecutiv. Ok, dar ce vrei să faci cu banii? Păi, de exemplu, nu știu, vreau să am grijă mai mult de familia mea. Ok, mai concret, păi nu știu, aș vrea să fac mai mulți bani ca să. O ajut pe cea mică cu facultatea, peste câțiva ani. Ah, ok, bun. Deci începe să se lege ceva mai specific. De ce spun asta? De ce e important să ajungi la o esență? Pentru că întrebarea nu este dacă, ci doar când intervin momente foarte grele în vânzări și îți vine să nu te mai ridici dimineața din pat. Dar, spui, cred că nu sunt eu de domeniul ăsta al vânzărilor. Hai că mai bine mă angajez într-un job așa, safe. Sau renunț la antreprenoriat. De ce? Pentru că, uite, că în vremurile astea nu mai producem. Deci, dacă banii sunt o motivație, să știți că nu este un fapt real. Banii nu sunt o motivație. Banii sunt o consecință altei motivații. Spunea și Simon Sinek, dacă nu ați văzut discursul sau n-ați citit cartea, vă invit cu mare drag, se numește începe cu de ce. Iar catchphrase-ul lui celebru este oamenii Cumpără motivul pentru care faci ceea ce faci, nu doar ceea ce faci. Repet, oamenii cumpără motivul pentru care faci ceea ce faci, nu doar ceea ce faci. Și asta este prima lecție pe care eu am conștientizat-o în 2020 în Vânzări și mă ajută nu doar în 2021, cât. Toată viața asta. Sper că e relevantă și pentru voi, poate îndrăzniți și sunteți așa vulnerabili, să scrieți și în comentarii care este de ceul vostru. Ce anume v-a făcut să mergeți mai departe după un an atât de greu? Dacă ați renunțat, nu e neapărat ceva rău și v-ați reorientat, dar sunt convins că ați avut așa un, un timp de, de gândire și ați conștientizat că e nevoie să avem un de puternic, indiferent că devenim antreprenori sau că lucrăm în vânzări. Altfel, în momente grele, îți vine să spui, băi, știi ce, hai că parcă aș vrea un salariu fix așa, ziua trece, leafa merge, să nu, să nu mă complic. Gândiți-vă, reflectați, puteți să, să, să scrieți treaba asta, ar fi foarte indicat, să vă gândiți care este de ceul vostru în vânzări. Asta e cea mai importantă lecție pe care eu am învățat-o. Iată Gabriela ne scrie cea mai importantă lecție de vânzări din 2020. Parteneriate strategice, am văzut clienților, colaboratorilor noștri. Foarte frumos Gabi, felicitări. Gabi Mucenică o să intre la rubrica Andrei cumpără orice, a treia rubrică de astăzi în care îmi va vinde în direct un produs, un serviciu pe care ea și l-a asumat. Și apoi o să primească feedback, puteți să-i dați și voi feedback super tare. Bine, dar până atunci continuăm. A doua lecție importantă pe care am conștientizat-o în 2020 este o întrebare pe care o las așa în centru camerei pentru noi toți cei care urmărim această emisiune în direct înregistrat, cum vreți voi. Vinzi tu sau cumpără clientul? vinzi tu sau cumpără clientul. Dragilor, arta de a nu vinde aplicată de la mai multe principii. Unul dintre ele este exact cel pe care îl vedeți pe micul ecran. E foarte, foarte obositor să te gândești mereu că tu trebuie să vinzi, că tu trebuie să convingi oamenii, că tu trebuie să alergi după oameni. Și mi-aduc aminte că atunci când lucram în vânzări, acum 12 ani, când am intrat în echipa de vânzări a celor de la Citibank, care le sunt profund recunoscători pe viață, mare parte din omul de vânzări care sunt astăzi se datorează acelui context de practică, acelui context în care am avut plăcerea și onoarea să lucrez cu oameni fine și de la care am învățat foarte, foarte multe. Și unul, dar a fost amuzant pentru că pe alocuri mai erau oameni care ziceau, Andrei, ai văzut Glenn Ross era un film foarte celebru pe care vi-l recomand, și acolo Alec Baldwin zice la un moment dat, uite, ABC, ABC-ul în vânzări, always be closing, always be closing, always be closing. Și cumva, treaba asta te face de multe ori să te gândești la, la, la să ai o presiune suplimentară pe tine când tu trebuie să fii cel care vinde, cel care convinge clientul noua școală de vânzări propune un concept în care să fie atât de bun în felul în care generezi valoare pentru prospect și pentru cliența, asta încât ei își doresc să lucreze cu tine. Chiar și în momentul în care vorbim aici de before, adică în momentul în care oamenii te caută pe tine și aici este o replică celebră pe care o spun de și în bootcamp de vânzări și în trainingurile de vânzări, și mulți o preiau și mă bucur aspectul ăsta, când zic în felul următor. Dragilor, telefonul a fost inventat în văzări ca să răspunzi la el, nu ca să sunt clienții. La început, unii zic, ai mă, lasă-mă cu filozofia asta că nu merge, dar vă spun că este un final pe care e important să-l aveți în minte. Începe cu finalul minte și anume, vreau să cumpere clientul, vreau să mă caute el pe mine. Aici vorbim despre a generat foarte mult conținut educațional, de a avea un, un personal branding foarte puternic și o să mai povestim despre asta și pe grupul Arta de a nu vinde, dar și în emisiunile acestea. Deci, și în zona de înainte să mă întâlnesc cu clientul, dar și în zona de during, în timpul întâlnirii. Adică în loc să zic, hei, salut, iată, eu sunt, noi avem, facem, dregem, hai să văd cum aș putea să îl fac pe client să, îi, să cumpere el și să-i faciliteze un spațiu în care să pună întrebări bune, care să-l implice emoțional, care să-l facă să gândească diferit și să aibă revelații, dragilor. Vânzarea se întâmplă doar în momentul în care clienții au revelații și este mult mai ușor să ai mai setul ăsta cum fac clientul să cumpere el versus cum fac să vând eu produsul, serviciu, organizația. Asta te face să faci parte din școala veche în care oamenii ziceau, eu vând, eu sunt vânător, sunt hunter. De asta, de multe ori, percepția clienților este, au. nu mai pot cu oamenii ăștia de vânzări, toți sunt agresivi, toți parcă îi dai afară pe ușă și intră pe, știu, știți completarea, bineînțeles, pe geam. Deci de asta, asta, este a doua lecție pe care am învățat-o în 2020 Cât de important este să schimbi mai ul ăsta de la a vinde la a îl determina pe client să cumpere el Știu, mai ușor de, de zis, mai greu de făcut, dar este un proces, învățăm continuu Și e important este să vreți, să vă propuneți să se întâmple treaba asta Nu se întâmplă într-o zi, Procesul durează între 3, 6, 9 luni, depinde de piață, de expertiza voastră, de cât de dispus unde să investiți în mai ul acesta. Al treilea concept care a devenit așa un trend internațional este zona asta social selling. Dragilor, vă mărturisesc că acum câțiva ani, când a apărut, neapărat când a apărut linkedin dar când a început linkedin să fie mai cunoscut, auzeam expresia asta, Social media este noul cold calling Și nu îmi dădeam seama la ce se referă Social media este noul cold calling Mă gândeam, am mă lasă că mai bine abordez eu așa clasic cum știu Dragilor, pandemia v-a arătat că dacă nu folosim social media, nu existăm Mai am prieten care îmi zic, Andrei, dar pe Facebook eu pun doar chestii personale Mă refer oameni de antreprenori sau oameni de vânzări. Și trebuie să vă spun foarte franc, foarte direct, faptul că nu mai există personal social media. Vrei să ai doar 2-3 prieteni, ok, dar de ce nu le scrii pe WhatsApp? Facebook, este ce? Facebook, -ul, LinkedIn -ul, sunt cele mai tare instrumente de business social media. Așa că, haideți să, indiferent că lucrăm în vânzări directe, sau că, știu eu, lucrăm în alte contexte, suntem antreprenori, e important să investim în social selling, să avem o prezență online și social media foarte, foarte relevantă, să fim vizibile acolo, să comunicăm conținut de valoare, să le spunem oamenilor cu, cu ce putem să-i ajutăm și să uh, avem consecvență. Cred că asta este cel mai important, să ai consecvență. Deci asta a fost o lecție importantă. Pandemia ne-a zis, a, da, lucrezi în asigurări? Da, super, nu te mai poți întâlni cu oamenii. Păi da, da. eu vreau să stabilesc întâlniri. Și a fost important să reușim să ne conectăm pe Zoom, să vorbim, să scriem lucruri pe Facebook ca să ținem clienții și prospecții în continuare atenți. Deci s-a dezvoltat acest trend care, atenție, nu este dezvoltat din 2020. Este un trend care vine... Odată și cu implementarea din ce în ce mai relevantă a LinkedIn-ului, de exemplu, pentru cei care sunt business-to-business, business. sau, de exemplu, a crescut foarte mult Facebook-ul cu grupuri, cu tot felul de reclame plătite și așa mai departe. Da. Sigur, acum, pentru cei care au business-uri interesante, creative, poate că, de exemplu, Instagram-ul este o platformă relevantă. Iar pentru cei care se adresează noi generații, poate chiar și TikTok-ul. Da? Deci e important să, să transformăm platformele de social media în instrumente de business social media. Da? Haideți să nu mai punem postări doar cu Hei, salutare, bună dimineața, s-a trezit dulceața, pentru că nu interesează pe nimeni, dragilor. Căutați să folosiți Facebook-ul și toate celelalte instrumente ca pe niște um, instrumente de marketing relevante. Bun trei idei, mergem la a patra din primele șapte de astăzi. Adaptabilitate. Ia să vedem ce ne spune Oana aici. De ce am continuat anul acesta? Pentru că am văzut-o ca o provocare, pentru că sunt perseverentă, iată, imediat vorbim despre asta, caut mereu soluții, vreau să mă dezvolt și cursul cu tine, Andrei, a fost revelator. Mulțumesc, dragă Oana, și mă bucur că investești constant în tine, iată că ești și live la această emisiune. Bun. Adaptabilitatea, dragilor, nu o să insist foarte mult pe subiectul ăsta cred că este destul de cam în sens, așa cum zic francezii. E de bun simț să vă spun că am ieșit cu toții din zona de confort. Noi, cel puțin, de exemplu, în afară de zona de traininguri de vânzări, știți că sunt fondatorul Speakings și acolo noi facem concursuri de public speaking cu corporații foarte mari, iar asta se întâmpla doar în cadrul offline. Deci a trebuit să adaptăm și cred că e important mereu să ai mai ul ăsta cum mă pot adapta. E, schimbarea este o constantă, e clar, e una dintre ideile de bază. Mi-aduc aminte când eram un an întâi la facultate, a venit proful de economie și a zis Dragilor, sunt trei lucruri sigure în lumea asta, taxele, moartea și schimbarea. Și am zis, oh, ok, bine. Deci schimbarea este o constantă, Așa că adaptabilitatea nu mai este de negociat. Cei de la LinkedIn Learning au, au scos, atât în 2019, cât și în 2020, un studiu foarte interesant cu cele mai căutate abilități soft de către companiile din Fortune 500, iar adaptabilitatea este în top 3. Deci mai este, numai, așa se era în 2019-2020. Cred că pe 2021 deja, cred că a urcat. În primele două, poate. Dacă vă întrebați care sunt primele două, creativitatea, a doua în rând și a doua persoasiunea. Iată, de ce suntem astăzi live, arta de a nu vinde. Persoasiunea este a doua abilitate, iar a treia, adaptabilitatea. Dacă le-ai pe astea trei, puf, valorezi foarte, foarte mulți bani. Așa că. Back to the story, noi în 2020, anul trecut, am decis să nu ne plângem, ci să inovăm. Iar eu, ca antreprenor, am avut de, am avut de ales între a închide businessul speakings, unde facem concursuri de public speaking, sau să inovăm și am ales a doua variantă, chiar dacă a fost foarte greu, pentru că n-a nu mai fost același venitul luni de zile, dar am făcut primul campionat național de discursuri online. A fost o inovație totală în plină pandemie. Așa că, dragilor... Dacă te uiți seara pe Netflix, să știi că e ok, dar în același timp ai putea să găsești o idee cum să te adaptezi constant la noile lucruri, să vii cu idei într-un mod proactiv. Așa că de fiecare când te uiți la televizor, gândește-te cum ai putea să investești timpul ăla care are un cost de oportunitate în ceva mult mai relevant. A cincea idee, atitudinea determină altitudinea. Da, dacă citiți acolo bine, mi se pare super interesant că oamenii folosesc des acest clișeu atitudine este totul atitudine este totul Dar uităm că în atitudine există acest tu Atitudine da, poate că nu ați văzut niciodată cuvântul, așa că am mai vorbit cu oameni despre lucrul ăsta și mi-a zis, A, ce tare, nu m-am gândit niciodată că Atitudinea cuprinde acest tu care pune presiune pe tine, pune presiune pe mine, pe fiecare în parte. De ce spun asta? Pentru că, de multe ori, atitudinea a ajuns așa să fie un clișeu, un, un cuvânt gol, care nu are substanță, pentru că vorbim mult despre și prea, prea puțin îl înțelegem și mult mai puțin îl și aplicăm. Și, apropo, și de punctul 4, cu adaptabilitatea, dragilor, trebuie să vă spun că era, am, am crescut cu acest citat care spunea că atitudinea și nu a, aptitudinea îmi determină altitudinea. Da, e un joc de cuvinte, dar e foarte, foarte relevant și 2020 ne-a învățat în vânzări și în antreprenoriat că atitudinea chiar face diferența. Dacă ai și un ce deci puternic, de asta punctele pe care vi le zic în... În, prim, în, acest prim episod să și leagă între ele. E bine să le luați separat, dar să le și vedeți la pachet. Dar în momentul în care ai un DC puternic, în momentul în care e mult mai mult și despre ceilalți din ideea de a face vânzări, încep să ai o atitudine de giver și să transform procesul de vânzare într-un proces de hai să cumpere clientul, hai să fiu super relevant în piață. Am gândiți-vă ce a voi, ce fă cu făcut voi anul trecut pentru atitudinea voastră. Am văzut atât de multe, apropo, de social selling, mă uitam pe, pe rețele de socializare și <laughs> foarte mulți oameni se plângeau. Doamne, guvernul care nu face, doamne, Ministerul Sănătății, care nu știu ce, nu mai pot cu zoom, nu mai pot cu, să revină evenimentele, asta prin aprilie-mai, adică, vă dați seama ce a urmat după aceea. Oamenii aceia care au rezistența asta la schimbare și care nu doar că nu se adaptează, dar mai sunt și negativiști. Da? Um. E ceva cu ei, noaptea minții se numește. Eu vă invit să aveți un termometru, așa, al atitudine voastre, și o să am și în rubrica a doua la Sales IQ o să am și o, o întrebare pe partea asta de atitudine pozitivă, constructivă, cum vreți voi. Așa că aveți grijă de tu, aveți grijă, ai grijă de tu din atitudine, pentru că ea îți va determina altitudinea. Și iată că avem un nou an în față care ne poate ajuta să avem o atitudine foarte, foarte proactivă, relevantă, să ne implicăm, să luăm acțiunea. Eu mărturisesc că când mă gândeam la acest atitudine, la acest tu din atitudine, m-am gândit că am fost un pic leneș și am amânat să încep această emisiune, Arta de a nu vinde, și mi-a făcut o promisiune că la început de an, voi, o voi lansa. Nu știu unde duce, o să fac luni de zile treaba asta, sper mult mai mult, dar am zis fiu, că e promisiunea mea de început de an pentru toată comunitatea oamenilor de vânzări. Mai avem două din primele șapte lecții din totalul de 21 pe care le voi oferi în aceste prime trei emisiuni din ianuarie, în fiecare luni de la 19 și 19. Păi normal, dacă se numește social selling și am început să fim pe online, să ne spună clientul Putem să facem un Zoom, putem să facem un Teams, whatever, fiecare ce platformă folosește Iată că a trebuit să ne dezvoltăm abilitățile de public speaking și prezentări în public Să, so, dragilor, cum stați la capitolul ăsta? Știu că unii care urmăresc această emisiune au fost și la Campionatul Național de Discursuri Online sau urmăresc proiectele Speakings, dar oricum ar fi, dragilor, e important să fim conștienți că trendul este să. Ne dezvoltăm abilitățile de presentation skills, de public speaking, pentru că acesta este prezentul și, totodată, acesta este viitorul. Să intri în zoom, să faci o prezentare și, abia apoi, poate, la un moment dat, să te întâlnești cu clientul. Această pandemie ne-a arătat că există și părți interesante în domeniul vânzărilor. Lucram cu multe companii farma în pandemie care îmi spuneau, Andrei, nu pot să mai mă duc să vizitez medicii, ei îmi spun să intru pe zoom mă gândeam, ok, dar uh, cum să fac o prezentare pe Zoom? Că nu, nu mi-e la îndemână, mi-e place să stau față față cu uh, domnul doctor. Iată că suntem obligați, dacă nu de bunăvoie atunci de pandemie, să ne dezvoltăm abilitățile de a face prezentări. Așa că, mare atenție la neatenție. Cum stați cu abilitatea de a face prezentări? Dacă v-ar întreba clienții voștri, hei, poți să faci o prezentare mișto pe Zoom, uh, ce îți spune? Sigur, te rog să lași ego-ul la parte și să te gândești dacă e o prezentare relevantă, nu dacă doar poți să susții prezentarea. Așa că am învățat în 2020 că public speaking-ul online este un trend și cumva asta se leagă și de punctul 7. Sunt foarte mulți oameni care au zis că m-au apucat de, de social media în pandemie și mi-a mi venit o idee asta pe care mi-a dat-o să vă postez că unul dintre prietenii mei, Adriana Soltanie, pe care îl salut, are și el o emisiune Viața și Banii despre educație financiară, m-a sunat în luna martie. True story, cum zic americanii. Deci, poveste adevărată. Mă sună și ce: băi, Andrei, uite ce faci. Uite pe aici, cu live-urile astea am început sele de practică, ne adaptăm și noi, adică cum putem. Ce, băi, dar ce să fac și eu? Și eu zic, adică, uite, există un trend internațional, se numește maraton de live-uri. Și zice, ok, poți da mai multe detalii. Păi care e ideea. Poți să intri câte un pic în fiecare zi și să vorbești cu publicul tot, să dai conținut educațional, să fii relevant, să scrii o audiență mișto. Noi, de exemplu, am început marțea, e o seară de practică de public speaking pe care o ținea pentru membrii comunității Speakings. Și el zice, da, am văzut, am văzut, mai de asta am sunat. Păi și concret ce îmi recomanzi? Păi intrești tu live câte un pic în fiecare zi și vorbești despre educație financiară. Și o să spun cu ghilimele nebunul. nebun a început și a făcut every fucking day live de o oră ceva timp de 170 de zile aproape. A intrat de la 10 oameni în live. asta e important, să nu te demoralizezi, să intri live. De asta al șaptelea punct se numește like versus live și ca să vă traduc așa glumita, e foarte mișto să primești like pe Facebook, dar e mai mișto să primești să fii live pe Facebook. Pentru că e important să practice what you pitch și eu sunt live luni seară, strict pe emisiunea Arta de a Noi am fost live aproape în fiecare marți în 2020, la, cu comunitatea Speakings pentru cei care voiau să-i dezvolte abilitățile de public speaking. Dragilor, și Adriana Soltanie, prietenul meu, antrenorul de educație financiară, a intrat live în primele zile cu 10-12 oameni în live și nu s-a demoralizat, a continuat și după câteva săptămâni avea 100-200-300 de oameni în live super tare și a făcut și un grup, Viața și Banii și. Acum are o experiență foarte, foarte mișto în online și a lăsat și primul curs. Deci, ce vreau să vă spun este că, indiferent de businessul vostru, gândiți-vă cum ați putea să nu primiți doar like-uri pe Facebook, da? ci să fiți și live pe Facebook. Sigur, se aplică și pe Instagram și așa mai departe, și pe LinkedIn, pe YouTube. Dar e important să vă gândiți că astăzi un live Ajunge la mii de oameni, dacă nu în direct, apoi în, în rămânând live-ul respectiv pe pagină Și nu se știe ce clienți, ce prospect, ce oameni urmăresc live-ul vostru și apoi vă caută Dincolo de tot și toate, live-ul este un super instrument de personal branding Așa că este o lecție pe care am învățat-o anul trecut E mișto să primești like pe Facebook dar e mai mișto să fii live pe Facebook. Acestea sunt primele șapte lecții, dragi, din totalul de 21 pe care le voi oferi în luna ianuarie despre vânzările din 2020. Ce ne-a învățat pe noi 2020? Aș vrea să-mi să scrieți în comentarii pe Facebook sau oriunde sunteți voi Care dintre primele șapte vi s-a părut cea mai relevantă, cea mai utilă Pe care și voi ați conștientizat-o, dar poate acum că ați dus o pe slide a zis, da mă, uite, asta, asta e lecția foarte importantă pentru mine Pentru cei care ați intrat mai târziu sunt foarte curios să vă cunosc. Dacă vreți să aveți curaj, dacă aveți curaj, scrieți în Facebook din ce ora sunteți și care e cea mai importantă lecție din de vânză din 2020? Hai să vedem așa, sunt oameni care au scris și le mulțumesc. Suntem, iau-te, pentru prima misiune e foarte mișto, peste 50 de oameni live. Eu văd adunat pe toate platformele, că suntem live și pe pagina de Facebook, Andrei Dunuță și pe contul meu personal, dar și în grupul Arta de a nu vinde. Oriunde sunteți, puteți să vă strângeți pe grupul Arta de a nu căci acolo o să fie mult conținut educațional, diferit de ce se postează pe pagină. Aceasta a fost prima rubrică, dragilor. Intrăm în a doua rubrică de astăzi. Vă spuneam că sunt trei pentru cei care ați intrat mai târziu. Avem prima rubrică, subiectul săptămânii, care este lecții de vânzări din 2020. Asta au fost șapte, urmează celelalte 14 următoarele două săptămâni, câte șapte în fiecare săptămână. A doua rubrică, Sales IQ, sunt trei întrebări pe care vi le-am pregătit. Vă invit să vă pregătiți tastatura, dragilor, da? Deci, pregătiți laptopul, calculatorul, telefonul unde sunteți, pentru că o să ne jucăm, vrei să fii milionar în vânzări, da? Imediat. Aceasta este a doua rubrică. Și a treia va fi imediat după, se numește Andrei Cumpără orice, unde va intra un, un, cel puțin un, un participant în fiecare săptămână să vândă în direct în maxim 5 minute un produs în serviciu și după aceea o să acordăm feedback. So, fiți atenți, dragilor, pregătiți-vă laptopurile, calculatoarele, telefoanele, tabletele și facem un felul următor. Intrăm pe. Intrăm pe Cahut, dragilor, o să treacă și colegii mei în comentarii. Deci intrăm pe kahoot.it și introducem codul de joc 311-2000. Se va conecta și colegul meu Claudiu Pop, Al văd că e aici, să ne jucăm. Dragilor, o să vă las un pic mai mult pentru că există un delay între live și Facebook. Deci intrăm pe kahoot.it, colegii mei vor pune în comentarii și link-ul Hei, s-a conectat, avem primul participant, Gabi, bravo! Deci, intrăm pe kahoot.it și introducem codul de joc 3112000 Avem trei întrebări de vânzări cu patru variante și ne jucăm să vedem ce răspunsuri îmi dați. Iată și pe Andrei Dicher, îl salut, o salutăm și pe M și pe Hashtag C. Bun, deci vă mai las un pic să, să intrați pe platformă. O să urmeze patru întrebări. Ce e important să știți este în felul următor. Că aveți posibilitatea, adică trebuie să știți că există mai multe variante de răspuns. Adică există posibilitatea să fie mai multe variante de răspuns la, la o singură întrebare. Deci puteți să răspundeți A, puteți să răspundeți A, B, C. Da? Iată, suntem deja 11 participanți. Foarte frumos, 12. Ideea este că vreau să vă simțiți bine și să învățăm, da, să îmbinăm utilul cu plăcutul. Vorbim despre vânzări, învățăm și apoi comentăm. În felul ăsta, învățarea devine mult mai, mult mai mișto, mult mai tare. Iată, suntem 16, 17. Hă, da, nu mă așteptam. Dar dacă vă spuneam că uh, am vorbit cu Virgilianță și avem și uh, vrei să uh, premiul este un milion de euro, erau și mai mulți. Au te 18 deja ce am zis și au intrat 19, super. Bravo. Suntem 20, 20 de participanți, 21. Iată al 21-lea este Andreea Or Andrea Orban. Bună Andrea, 21 de lecții de vânzări din 2020 pentru 2021, iar cifra magică, numărul magic 21 este Andrea Orban. 23 suntem, am mai intrat două fete, Cristina și Dana C. Salutări tuturor! Hai să înceapă nebunia. Dragoș, 24, super. Bine, ok, ultimele 15 secunde, că, deci kahoot.it și uh, introduceți codul de joc 311-2000. Ia uite, PBRM. Nu știu ce înseamnă, dar suntem 25, foarte frumos. Deci, pregătiți-vă mânuțele. Veți avea 60 de secunde să-mi răspundeți la întrebare. Repet, în fie, la fiecare întrebare există posibilitatea să fie două, trei variante de răspuns. Bine? Hai să începem. Start, dragilor! 3, 2, 1. Să fie vânzări. Prima întrebare, dragilor. Cel mai eficient mod de a demonstra că ești atent la ce spune prospectul este Pui întrebări despre ceea ce ai auzit Îți spui o părere despre ceea ce ai auzit Repeți ceea ce ai auzit Sau patru, îți iei notițe Poate să fie o variantă, pot fi mai multe variante Dragilor, hai să vă vedem ce faceți Apropo, să știți că se aplică și acasă <laughs> cu soțul, soție, amantul, amanta, fiecare după caz, dar trebuie să știți că se aplică și acasă. Deci, cel mai eficient mod de a demonstra că ești atent, atentă la ceea ce spune prospectul este pui întrebări despre ceea ce ai auzit, îți pui o părere despre ceea ce ai auzit, repeti ceea ce ai auzit sau de îți iei notițe. Varianta verde. Bun. Repet, poate fi o variantă, pot fi două, Pot fi 3, 4. Hei! Bravo! Suntem 17 cu care au răspuns corect cu roșu. Pui întrebări despre ceea ce ai auzit și 8 cu verde îți iei notițe. Răspunsul complet corect, corect complet, era combinația dintre roșu și verde, dragilor dați voie să comentez un pic. Să știți că cel mai eficient mod de a demonstra că ești atent la ce spune prospectul începe prin a zoa notițe. Deci eu am învățat asta încă din, prima, din clasa 1 semestru 1, cum spun eu, că mergeam la o întâlnire, ceream permisiunea clientului. Domnul Popescu, sunteți ok să notez câteva lucruri din discuția noastră? Sigur, te rog. Și vedeam cum se schimbă, pentru că își dădea seama că va fi o discuție foarte importantă pentru mine. Iar doi, este să pun întrebări despre ceea ce am auzit Nu neapărat să-mi dau o părere despre ceea ce am auzit Pentru că asta începe să fie prejudecată a fiecăruia A, da, 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 știu la ce vă referiți, că am mai avut și eu pe acasă S-au zic oamenii, a, da, aveți copii și eu Dar asta nu are nicio legătură pentru că e, e conversație de salon Să repet ceea ce ai auzit, văd că au spus opt oameni Trebuie să vă spun, dragilor, că repetiția mea învățăturii, dar în alte contexte. Când suntem în discuția de vânzare, nu, e, nu trebuie neapărat să repeți ceea ce ai auzit. Dar e important să pui întrebări bune care să facă pe client să detalieze aspectele importante. Sigur, la final se face o recapitulare, o sumarizare, nu neapărat o repetiție. Da? Știți treaba aia în relații? Spune, Andrei nu ești atent. Vrei să repet ce ai spus? Adică, da, poți să repeti ce ai spus, dar asta înseamnă că ești atent, să fim serioși Și bine, bărbații știu ce zic acum, dar nu mai contează Trecem peste Felicitări celor care au răspuns corect Cahut dă puncte pentru roșu sau verde Dacă le dați pe amândouă câștigați și mai multe puncte Super, mergem mai departe Următoarea întrebare Iată, avem și un clasament. Dana ce este pe primul loc, Mihaiță pe locul 2. Bravo, Mihaiță! Ce nume drăguț! Ana Benedict pe 3. Și merge la întrebarea 2. Pregătiți? Hai să vedem. 2 din 3. Cel mai eficient mod de a obține o recomandare de la un client, adică să-ți dea pe cineva posibil interesat de ceea ce vinzi tu, este Întreabă clientul dacă vrea să te ajute cu o recomandare. Deci, pur și simplu, să întrebăm. Da? 2. Depășește așteptările clientului prin ceea ce oferi tu, servicii, produse și așa mai departe. 3. oferă clientului o recomandare, adică tu îi oferi lui și DEU asigură te că ai dat clientului ceea ce a comandat. Hai să vă văd. Deci, repet, există posibilitatea să fie doar o variantă de răspuns sau două sau trei și așa mai departe. Cel mai eficient mod de a obține o recomandare este, doamne, sunt curios cum gândiți aici, mai sunt 11 secunde, hai să vă văd. Iați zi, Bogdan, tu ce răspunzi? Îl am pe Bogdan aici, a colegul meu, în redacție, cum s-ar zice, în camera de producție. Bun, ia uitați aici. Trebuie să vă spun că v-am păcălit cu roșu pentru că am zis cel mai eficient mod de a obține o recomandare este Pentru că toate patru sunt modalități de a obține recomandări, of course, dar cel mai eficient, de fapt, iar la fel ca întrebarea cealaltă, avem două răspunsuri aici Depășește așteptările clientului, pentru că dacă îi oferi verdele, adică dacă te asiguri că îi dat clientului ce a comandat, na, pe bune, pe banii noștri, mi se pare normal să primi ce am comandat. Nu apărat că îți dau o recomandare, dar ceu, portocaliu, este cel mai neconvențional și este din nou a școală de vânzări. Dacă vrei să obții o recomandare, fii tu primul care oferă o recomandare. Știu, sună, știu că pare ciudat, sună ciudat, dar Asta este una dintre, ăsta este unul dintre principiile din arta de a nu vinde, care are șapte piloni, iar unul dintre cei șapte piloni este obținerea de recomandări și fidelizarea clienților. Și în principiu acolo este oferă tu recomandări clienților. Și toți sunt pe STEM-ul și în bootcamp de vânzări pe care am avut, am avut două ediții anul trecut, toți erau Păi, dar cum adică? Da, da, da. gândiți te cât de bine îți cunoști clienții și oferele ceva relevant, pentru că și ei sunt antreprenori, și ei vor clienți, sau și ei au o, o grădiniță unde vor să-și dea copii în sectorul 3 și așa mai departe. Da? Dar asta înseamnă să ai mai setul ăsta de giver, să fii proactiv, să intre pe oameni, să-i cunoști, nu doar să le vinzi produse, să emis factori. Super, felicitări, hai să vedem clasamentul. După primele două. Nu, ne-am ne mai arătat. O să ne arate la final. Întrebarea 3 și ultima: cât de des ar trebui să citești despre atitudine pozitivă în vânzări? Roșu, cel puțin o dată pe lună, pentru a rămâne pozitiv. Sigur, nu pozitivul COVID, așa. Albastru, ar trebui să ai gânduri pozitive și să nu citești despre ele? Portocaliu, este ceva ce ar trebui să facem în fiecare zi? Și verdele sau deul nu este necesar deoarece fie ai o atitudine pozitivă, fie nu. Bun. Hai să vedem ce răspundeți aici. Cât de des ar trebui să citești despre atitudine pozitivă în Vânzări? Sigur, atitudine pozitivă poate să însemne orice, iar de ce înseamnă inspirație, ce înseamnă bune practici și așa mai departe. Hai să vedem trei. 2 1 stop Este ceva ce ar trebui să faci în fiecare zi corect. 11 oameni au răspuns corect la portocaliu, în portocaliu și 8 ar trebui să ai gânduri pozitive, nu să citești despre ele. <laughs> da, tare, tare. E corect, bineînțeles și și albastru, așa într o lumea ideală, doar că întotdeauna poți să ai gânduri pozitive. Da? Să fim serioși. Zicea marele trainer și autor în vânzări, Zig Ziglar, motivația este precum dușul. E important să o faci în fiecare zi. Deci, ideea asta, conform căreia ar trebui să ai gânduri pozitive în fiecare zi, nu se poate, că suntem oameni și ne mai destabilizăm. De asta e important să citim zilnic despre asta, să ascultăm podcasturi, să ne uităm pe YouTube, să ne uităm la o emisiune ca asta, whatever, fiecare decide. De asta um, e cazul ideal e să ajung să ai doar gânduri pozitive, dar hai să fim serioși că nu suntem roboți. Așa că răspunsul corect este, este ceva ce ar trebui să faci în fiecare zi. Bun, hai să vedem podiumul. Felicitări, Gabi! Locul 3, 1818 puncte. Ana Benedict, 2052 de puncte. Bravo, Ana! Și pe primul loc, Mihăiță, dragilor, 2880 de puncte. Bravo, Mihăiță, ai câștigat felicitări. Ai văzut, te-am spus de la început că numele tău este norocos. Mihăiță, ți-am spus, ți-am spus, am un feeling foarte bun dezvoltat în an de zile. Bravo! Super treabă! Ne întoarcem în direct, dragilor. Nu că n-am fi fost mai devreme, dar acum ne vedem așa. Aceasta a fost rubrica, cea de-a doua rubrică din emisiunea Arta de a nu vinde. Hashtag, hashtag SalesIQ. vrea să îmi dați un feedback, așa, să-mi scrieți cum vi s-a părut. S-a părut utilă, ce întrebări ați vrea să mai compun pentru voi pe ce anume subiecte, dar, așa ca prim teaser, dați-mi un feedback să știu cum vi s-a părut această prima ediție a categoriei Sales IQ. Mi s-a părut utilă, vi s-a părut enervantă, interesantă? Ce ați fi vrut să fie în plus sau diferit la dinamica aceasta? Vă mulțumesc în avans că iau și eu feedback de la voi și adaptez că până la urmă, luni, luni, lunea viitoare de la 19 și 19, tot în fața voastră mă prezint la datorie și o să fie și mai relevantă categoria Bun, iată că urmează și cea de-a treia categorie de astăzi, dragilor, o categorie dragă sfletului meu Vă povesteam că vreau să fac din asta o emisiune în sine, se numește Andrei Cumpără Orice Vai, acum văd că am, un, am o greșeală de typo acolo cu de tipar. E ok, o să modificăm. Andrei cumpără orice. Este o rubrică unde vă invit pe mulți dintre voi care vreți, în ordinea numelor de Petrico, să intrați în fel de arena leilor pe, pe vânzări. În 5 minute să Adriana Ghitcu, foarte tare, antrenează publicul. Mersi Adriana, ingenios, zice Andrei Dicher. Mulțumim pentru feedback. Deci, e o rubrică în care voi vă puteți înscrie, să îmi vindeți mie și dacă mă convingeți, apoi vă dau datele de facturare să, -mi, să cumpăr. Dacă nu, oricum, o să afle oamenii de voi, dar cel mai important este că învățăm. Învățăm ce facem bine și ce facem diferit sau ce putem să facem diferit sau mai bine. Astăzi am invitat-o pe prietena comunității noastre și anume. Gabriela Savu, pe care o invit în aplauzele voastre așa, în scurt timp. Până atunci gândiți-vă cum ați face voi treaba asta. Hai că e ușor să-i vedeți pe alții, dar sunt ferm convins că puteți să vă gândiți în timp ce o să facă Gabi treaba asta, cum o să faceți voi treaba asta. Cum ați face voi, cum i-ați vinde mie. Eu sunt clientul real, asta trebuie să vă spun neapărat. Sunt clientul real și anume Andrei Dunuț. Fiecare își face temele cum, cum vrea. Gabi o să intre în direct cu noi. Hei, salutare Gabi! Bună seara tuturor! Mă aud, Andrei? Mă auziți? Da, te aud. De două secunde să opresc eu ceva. Cum ești, Gabi? Sunt foarte bine. Am început un an super. Ai emoții? Dacă am emoții, <laughs> să văd dacă rămân repetent. Da, da. ai emoții pentru. Fa, păi, Gabi, păi să știi că lumea are pretenții la tine, pentru că ai fost și în bootcamp, ai fost în ambele sezoane de bootcamp și în septembrie și în noiembrie, ai fost și la Campionatul Național de Discursuri Online, ai fost și la cursul online de la pion la campion, deci ești, a numai fost un an cu învățare, Gabi, nu? Nu mai zi, Andrei, unde am fost? Că cine știe la ce se așteaptă după aia lumea de la mine, știi? Gabi, vreau să întreb... S te rog frumos să le postez celor de acasă într-un minut cu ce anume te ocupi tu, ca să stabili un pic contextul. Eu reprezint Agenția de Publicitate Alternative Advertising și, în două cuvinte, noi facem reclame mari pe clădiri mari. Și, în afară de asta, facem și materiale publicitare mici cu care ajutăm brandurile să se exprime. Și aici pot să vă zic că facem de la panouri publicitare până la materialele promoționale cele mai comune, tricouri, pixuri. Cam cu asta mă ocup eu. Noi, echipa. Bravo, bravo, Gabi! Sunt mândru de tine și mă bucur foarte mult. Povestea mea cu Gabi a început în vară, când Gabi m-a văzut live la o emisiune la Business Days și în martie. -a dat... În martie? în martie, la sfârșitul ah. lui martie, când ai zis tu că COVID este head of innovation și atunci am zis, mamă, cine e băiatul ăsta care zice despre COVID că este head of innovation? E foarte tare treaba asta. Da, băiat deștept. În fine, zi da, cum... Așa. Și după aia mi-a scris pe Facebook că băiat aș vrea să investesc foarte mult în mine anul ăsta A venit în bootcamp de public speaking, în toate Bravo. A fost, știi, da, Gabi, dacă eu aș lua 10 pentru toți oamenii pe care am întâlnit în viața asta, care, um, care, care au zis anul ăsta o să investesc în mine, anul o să fac chestii mari, sau da, o să vin la curs, sau da, o să citesc cartea pe care ai comandat-o. Era milionară, îți dai seama. Și care n-au făcut asta, ca să completez. Bun, Gabi, ești pregătită? Sunt pregătită. Bine, Gabi, fie E Deci ai 5 minute, le spune și celor de acasă, 5 minute la dispoziție să învinzi un produs, serviciu pe care Alternative Advertising îl are. Eu îl aduc aminte celor de acasă că eu sunt clientul real, adică Gabi poate folosi orice informație publică sau mai puțin publică în funcție de ce știe ea și să vedem. 3, 2, 1, să fie vânzări, Gabi. Um, aș vrea să te întreb, Andrei, uh, care este cel mai important lucru, uh, cel mai important criteriu pe care îl folosești atunci când alegi materiale promoționale sau materiale personalizate pentru evenimentele voastre, fie că este vorba de online sau despre offline? Da, noi um, cred că este vorba asta. E, e legat de creativitatea lor, știți, Asta odată și cel mai mult, sigur că în general iau decizii bazate pe networking, adică să știu că omul ai este de, de încredere, nu doar că livrează și eu sunt încă unul, ăsta al doilea și al treilea. Sincer, cel mai mult aș aprecia proactivitatea oamenilor, furnizorilor cu genul ăsta de lucruri. Să vină cu ceva foarte, foarte personalizat înainte să discutăm. Zar părea out of the box, și cred că ar câștiga din prima credibilitatea mea, dar că a și a altor clienți. Când te referi la proactivitate sau la personalizat, poți să-mi spui mai exact la ce te referi, adică ce ar fi ok pentru tine? Da, mai că mă refer că să-și să, să facă temele și să vadă exact tipul de evenimente sau acțiunile sau proiectele și să vină cu, cu o idee care e deja gândită, să zică, băi, uite, am văzut treaba asta și m-am gândit că te-ar ajuta. Adică, indiferent că nu m-ar ajuta, aș aprecia foarte mult dorința asta de a, de, a, de a se implica și asta pentru mine contează foarte mult, cel puțin în, în business meu sau în modul în care fac eu business. Mm -hmm. Uh, da, cred că cred că am o idee pentru tine. Știu că voi folosiți un uh, wow budget pentru clienții voștri, periodic acordați clienților un uh, cadou personalizat. Uh, uite. Noi facem, niște, facem, materiale promoționale în serii limitate, ceea ce îți le permite clienților, adică îți permite să le oferi clienților tăi serii limitate de produse. Adică, indiferent ce obiect ai alege, putem să-l să, să personalizăm oricum, în funcție de personalitatea lui, evident. Ce părere ai despre asta? Da, Gabi. Eu nu zic nu, știi, dar na, eu mai lucrez și cu, cu alți furnizori. Uh, ok, e în regulă. Uh, și dacă ai vrea să îmbunătățești ceva uh, la uh, la, mă rog, la uh, materialele pe care le comanzi pentru clienții tăi, ce anume ai îmbunătăți sau ce anume ți s-ar părea că ar fi un plus? Hmm, nu știu... Proactivitatea, cred. Ce înțelegi tu prin proactivitate? Să-și să facă temele, să vină deja cu ei pentru proiectele care există. Uite, știi ce putem face? Aș putea să discut cu cineva din echipa ta care îmi poate indica niște tipologii de clienți și, în funcție de asta, eu aș putea, din materialele pe care le avem noi deja, să primit câte un exemplar din cele care au avut cel mai mare succes la clienții noștri din experiența noastră. Ce părere ai? Ți s-ar părea interesant? Da, nu, nu m-ar deranja treaba asta. Seama ca facem, să facem o probă, să vedem avem și noi nevoie de un pic de timp ca să pregătim la modul real. Adică asta te-ar ajuta și pe tine și ne-ar ajuta și pe noi să pregătim ceva aplicat pe ceea ce aveți voi nevoie. Ce da, părere. sigur, putem să-ți dăm adresa noastră și să trimiți niște mostre, înțeleg, sau ce anume Da, niște mostre, dar mai mult decât mostre, să facem ceva aplicat deja pe câțiva dintre clienții voștri pentru care aveți deja planificat un wow budget uh -huh. Adică să facem ca un fel de simulare, bineînțeles E alegerea voastră la final în funcție de propunerile noastre, dacă e ok să cumpărați sau nu Bine, Gabi. Păi, în principiu poți să, te, poți să te conectezi cu cineva din echipă poți să faci treaba asta. Dar ți-am zis, în momentan ne mai lucrăm și cu, cu alți furnizori și na, pe partea asta de idei, de cadouri, de, de, lucruri și nu vreau să faci mare așteptări sau chestii de genul ăsta. Da, sigur oricând putem să. Adică, oricând și oriunde se poate găsi ceva mai bun. O idee Super. poate veni de oriunde. Bine, Gabi, o să punem viitorul cu colega noastră, Diana, care se ocupă de evenimente, și cu Alina, care se ocupă de clienții noștri, și o să vedeți dacă e ceva relevant acolo în discuție. Bine? Mulțumesc, Andrei! Și eu. Bine, dragilor, unde aplauze pentru Gabriela Savu? Hai să vedem, Gabi, cu analiză pe text, ce consider că ți-a ieșit, adică vreau să le traduc celor de acasă cum ai gândit, care a fost abordarea, strategia din spate, ce consider că ți-a ieșit din ea și ce ai face diferența mai bine acum. La final o să zic și eu lucrurile astea, ca să avem așa un debrief total. Um... Punctul central, într-adevăr, era partea de materiale promoționale personalizate pentru fiecare client în parte, pentru au wow budget. Ăsta era obiectivul meu principal. Aș fi vrut să scot în evidență aici și diferențiatorul faptul că personalizăm un singur, dar m-am aruncat foarte repede să vând. <laughs> N-am rezistat să asta așa cum trebuie și să te fac pe tine să pui mai multe întrebări despre subiect. Și da, iată că fie că e vorba de un joc de rol sau de realitate, în momentul în care cineva îmi spune că lucrează cu cineva și zice. deja. n-am reușit. <gătruță> am văzut că acolo te-ai dat un pic în spate Așa ai fost păi da, de da, unde a venit asta. Da, da, da. da, exact. Deci trebuie să-mi iau. Mai muțele, jucăriile, și să mai exersez bucățica asta. Că se întâmplă, da. Aha. Bravo, Gabi! În primul rând, mi-a mi plăcut foarte mult că ți-ai construit strategia pe întrebări. Sigur, acum tu ai fost un elev conștiincios și te-ai uitat în templeturile pe care nu le-am mai discutat din bootcamp. Normal, ai vrut să mă bas cu ideile mele, cu materialul meu. Am apreciat asta și am intrat în jocul tău, pentru că așa este frumos și ai fost foarte empatică. Mi-a plăcut și partea asta că ai fost așezată, n-ai vrut să-mi la gât din prima. Unde cred că, că ai fi putut să, să câștigi un pic mai mult era dacă în momentul în care eu spuneam, mi-a plăcut că ai jucat-o pe aia cu ce face, dacă ar fi să să un lucru, care ar fi acela, când ți-am zis că lucrezi cu alta agenție. agenție ce a urmat după a fost un. Um, era de îmbunătățit un pic. Pentru că eu ți-am dat un instrument cu care tu puteai să construiești imediat, mai mult decât ai făcut-o. Ți-am zis că aș fi acceptat că mi-ar plăcea să îmbunătățesc proactivitatea oamenilor și anume să vină cu un exemplu concret pe, pe, pe evenimente sau clienți. Și atunci ai zici, ah, ok, bun, păi hai să te întreb atunci, care e? Tu m-ai întrebat cum iau decizii pentru furnizori de genul ăsta. Dar nu m-ai întrebat ce e important în perioada asta, clienți, de exemplu, când fidelizezi clienții, adică mai aveai încă un topic unde îți găseai în um, conținut ca să construiești soluția. Acolo găsești, ok, hai să, să mergem pe un exemplu concret. În perioada asta, care este focusul tău pe fidelizarea clienților? Și ți-aș fi zis, sau m-aș fi gândit să spun ceva. Și după aia, tu ai fi avut. Uh, uh, Timp să zici, ok, bun, înțeleg, și uh, cel, mai, cel mai apropiat eveniment sau focus pe, pe zona de clienți de fidelizare care ar fi? Păi nu știu, clienți din zona de IT, hasheri. Ok, bun, concluzionând. Deci uh, ai vrea să te duci la hasheri în perioada asta, din zona de IT și vrei să-i surprinzi din perspectiva asta. Bun. În sensul ăsta, cu permisiunea ta, dacă se pare valoros, ți-aș trimite niște sample personalizate, dar aș vrea să mai vorbesc un pic și cu o colegă de-a ta ca să optimizăm un pic discuția. Și aici eu ți-aș fi zis, ok, it sounds good, pentru că este exact ceea ce am zis eu acum 5 minute, că m-ar interesa. Un exemplu concret cu proactivitate, un exemplu personalizat concret, plecând de la ideea de proactivitate. Mă refeream cu furnizorii actuali. Și atunci tu puteai să, iei, să joci pe loc asta, ca să mai câștigi puncte acum, nu mai târziu. Și de ce? Că s-ar putea să intri în discuție cu Diana sau cu Alina și să fie iar discuții generale sau să uiți și să fie iar pe sistemul Hai să vă povestesc ce pot să fac. Hai să vă arăt câteva okay. exemple. Și iar să uiți că până la urmă scopul tău este să ajuți oamenii ca mine, antreprenorii, companiile să-și fidelizeze clienții. Deci e important și ce gânduri avem cu oamenii aia, cine sunt oamenii aia. Adică să intri în detalii, în planul 2, cu ei. Nu doar cum iau decizii pe materialele astea. Sau al director de marketing. Că mă gândesc că tu vorbești mult cu directorul de marketing în general. Exact. Da. Are sens feedback-ul? Da, da. Uh -huh. Super. Oricum, super tare. felicitări Te-am zis și la public speaking la campionat și acum ești un exemplu și tu și Andrei Dicher care ne urmărește aici live, plus Corina Oprea care și e un om care constant, dar mă refer că um, cel mai important lucru este că se vede dorința voastră de a evolua constant și de a fi, um, de a contribui, de a ajuta și de a aplica atât pentru tine, și voi, cât și pentru ceilalți ideile astea, să le, să le aplicăm și să le dăm mai departe. Bravo, Gabi, mersi mult, sper că te aștept și pe tine și pe cei de acasă. Dacă vreți să-i mai dați un feedback, Gabi, puteți să scrieți, să scrieți pe Facebook direct Gabriela Savu este curajosul nostru de astăzi, care deține Agenția de Publicitate Alternative Advertising cu sediu în Bacău, foarte tare, dar bineînțeles că lucrează cu toată țara. Gabi, îi mulțumim foarte mult, super mulțumesc și felicitări pentru omul care ești, bravo! Să ne vedem mulțumesc, cu mulțumesc, bine la următoarea interacțiune și online și offline. Te pup! Așa să fie! Bun, dragilor, aceasta a fost prima ediție a rubricii Andrei cumpără orice. Așa că dacă vi se pare interesant, puteți să vă înregistrați pentru următoarele sesiuni. O să avem așa câte unul, doi probabil la fiecare sesiune, că își doresc mult oameni, știu că mi-au scris când le povesteam, dar n-am făcut un anunț oficial, am vorbit direct cu Gabi, am să dau ei oportunitatea asta pentru că a fost un super giver și om orientat către învățare în 2020 și am zis să, să o fidelizez și eu pe ea, pe ea în felul acesta. Dar dacă vi s-a părut utilă experiența asta și vreți să mă piciuiți pe mine în datele viitoare, sigur, cu gândul de a învăța mai mult, dar și dacă mă convingeți eu o să merg mai departe cu, cu procesul de vânzare. De ce nu? Dragilor, vă super mulțumesc. Aș vrea să-mi lăsați în Facebook sau unde sunteți voi în comentarii cel mai important lucru după ziua de astăzi pentru voi. Da? Care a fost ideea cu care ați rezonat după ce ați auzit cele șapte idei, după ce am făcut Sales IQ, acea categorie, dar și după roleplay-ul pe care am avut cu Gabi la rubrica Andrei Cumpără orice. Vă invit cu mare drag să faceți asta și în grupul de Facebook Arta de a nu vinde. Este cel mai neconvențional grup de vânzări pentru oamenii de vânzări. Acolo o să construiesc foarte mult conținut, o să fie un engagement foarte, foarte mișto, o comunitate de oameni giveri, de oameni orientați către ceilalți, să ne ajutăm unii pe alții. Deci, oriunde, chiar dacă sunteți pe contul meu personal, unde să dă live sau pe pagina Andrei Dunuță Live sau în grupul Arta de a nu vinde, vă, invităm să, să fiți și în grup și pe pagina de Facebook Andrei Dunuță. Iar în grup puteți să bifați acolo all notifications ca să apară când punem noi chestii utile. Acestea fiind zise, aș vrea să vă invit să îmi lăsați în comentarii, repet, ce vi s-a părut vă util, ca să văd așa prin ce, cum, cum ați analizat prima sesiune, prim episod din emisiunea Arta de a nu vinde. O nouă filozofie de a face vânzări. Sunt, eu sunt Andrei Dunuță. Nu uitați că oamenilor nu le place să li se vândă, dar iubesc să cumpere. De asta. Ne vedem în fiecare luni live de la ora 19 și 19 pe Facebook, pe grupul Arta de anu vinde, pe pagina de Facebook Andrei Dunuță și pe contul meu personal. Aveți grijă de voi să, să fie vânzări. Bună, bună rău, rubrica Andrei Cumpără orice felicitări. Mulțumesc. Andrei Dicher, dacă vrei să fii recomandat, oferă clienților recomandări. Mulțumesc, Andrei, pentru rezumat. Dacă simțiți nevoia să puneți în comentarii acum sau mai târziu primul vostru gând cu ce ați plecat după această emisiune, v-aș fi super recunoscător. Mă ajută să înțeleg și eu un pic la ce rezonați și să personalizez din ce în ce mai mult. Ne vedem săptămâna viitoare, luni, de la ora 19 și 19, live pe Facebook, atât pe pagina de Dunța, cât și în grupul Arta de a vinde. Până atunci o să pun conținut educațional mișto pe, pe grup și pe pagină și până atunci nu uitați să aveți grijă de voi și de clienții voștri. Să fie vânzări! Ceau!